proiectul european Erasmus Plus Skills for Life a adus pentru o săptămână pe meleagurile dobrogene ale Mediliei câte doi profesori din fiecare țară parteneră acestuia. Dascălii vor lua parte la prima întâlnire transnațională a proiectului, al cărui coordonator este Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia. Startul proiectului a fost dat în luna septembrie și va fi implementat pe parcursul unei perioade de 2 ani, principalul său obiectiv fiind acela de a perfecționa îndemnările de viață și de a spori șansele de angajare ale învățăceilor din școlile partenere. În cursul acestei săptămâni se vor desfășura vizite la Primăria Megidia, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la partenerii locali ai proiectului, precum și acțiuni demonstrative la clasă și activități de management de proiect. Până în prezent, în cadrul acestui proiect, un număr de 143 de elevi au răspuns chestionarelor de stabilire a activităților preferate, iar pentru 313 învățăcei au fost aplicate chestionare de recunoaștere a abilităților de comunicare. Au avut loc totodată acțiuni de informare, diseminare, management și comunicare.